Asociația Salvital Hunedoara în parteneriat cu Consiliul Județean Hunedoara și primăriile din Hunedoara și Petroșani vor organiza noi acțiuni dedicate Zilei Mondiale a Inimii. Acțiunile vor avea loc în 11 octombrie între orele 10 și 15 la Hunedoara, la Centrul de recreere pensionari, și în 12 octombrie la Petroșani, în Sala de marmura a primăriei, între orele 10 și 16. Vor fi efectuate gratuit următoarele proceduri: efectuarea electrocardiogramă pentru identificarea problemelor cardio, efectuare spirometrie pentru identificarea problemelor pulmonare, efectuare INR, probă din sânge pentru persoanele care au tratament cu anticoagulante, măsurarea glicemiei, măsurarea tensiunii arteriale, hemoglobina glicozilată, evaluare și monitorizarea controlului glicemic după caz, determinare indice braț gleznă pentru identificarea unei boli, boli arteriale periferice care crește riscul unui atac de cord sau accident vascular. Cei care doresc să beneficieze de aceste consultații trebuie să dețină asupra lor buletinul sau cartea de identitate.